câteva momente va începe ceremonia militară dedicată sărbătoririi Zilei Independenței, comemorării a 73 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și Zilei Europei. Pe timpul intonării imnului național al României, vă rugăm să acordați respectul cuvenit momentului. Primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcă, însoțit de comandantul batalionului 315 artilerie Simeon Bărnuțiu, domnul locotenent colonel Maricel Băruț. Intonează imnul național al României și imnul Europei. Dar și ca importanță, data de 9 mai 1877 constituie un moment semnificativ în dezvoltarea politică a statului român modern,
prin adoptarea de către Parlamentul României a unei rezoluții care proclama absoluta independența țării. În acea zi memorabilă, Mihai Cocălnicianu declara: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai pustiitoare conflagrații din istoria europeană. Cel de-al treilea eveniment este Ziua Europei, sărbătorită în fiecare an la 9 mai, pentru a marca istorica declarație de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman. Nu am reușit să realizăm o Europa unită și ne-am confruntat cu războaie. Fragment din textul prezentat de ministrul francez. Ziua Uniunii Europene nu înseamnă numai data de naștere a proiectului european, ci și o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a marii comunități din care fac parte toți cetățenii Uniunii Europene. Ne plecăm frunțile și aducem un omagiu bravilor dorobanți din războiul de independență din 1877-1878. Aprindem lumânări de veche la mormintele și monumentele ostașilor români din primul și al doilea război mondial și ale militarilor altor popoare care și-au dat viața pe pământul patriei noastre. Depunem florile recunoștinței la mormintele militarilor decedați în teatrele de operații din Irak și Afganistan și nu în ultimul rând ale martirilor Revoluției Române din 1989. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Gardă, deți! Pentru oficierea serviciului religios, gardă, deți, scope! Riți! Pe loc, pe pauză. Mărire Sfintei și Celei de-o ființă și nedespărțitei treim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și iubire de oameni adânc neajunsă, data îndurare cădem cu frică și cu cutremur ca niște sări netrebnici, spre semn de mulțumire pentru binefacerile tale pe care ne-ai arătat poporului tău. Cu umilință ne rugăm ție, Doamne, al puterilor, că precum în trecut ne-ai miluit și nu ai depărtat de la noi proprii pronia ta cea dumnezeiască, așa și acum să nu depărtezi de la noi îndurările tale, nici să intri la judecată cu noi, pomenind păcatele noastre, căci de te voi uita la fără de legile noastre, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru nedreptățile noastre, ci pentru mila ta cea mare îndrăznim a ne apropia și a ne ruga ție, întărește-ne în credința cea sfântă, încălzește pururea inimile noastre cu focul dragostei către tine și către aproapele depărtează de la noi tot Duhul viclean și ne... Noi ești în inimile judecătorilor Spiritul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă-n păstorii sufletește ai poporului tău spiritul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Păzește, Doamne, țara noastră și sfântă biserica noastră, pe care ai întemeiat-o, ferindu-le de toată întâmplarea cea rea. Domnului să ne rugăm!
Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, pe Tine te rugăm și de la Tine cerem, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Păzește-l pe dâns sub acoperimântul bunătății Tale și îl învrednicește a face totdeauna cele bineplăcute Ție. Pe legiuitori și judecători în ascultare și neasupritori îi păzește. Pe ostași împotriva tuturor potrivnicilor cu vitejei păzește. Și fă ca tot poporul Tău să trăiască în pace și în dragoste, toată îndestularea bunătăților celor de pe pământ dăruindu-le, că s-a binecuvântat numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Autorităților bisericilor noastre, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău și cârceac și încârmuirea turmei Tale cele cuvântătoare pe care a mântuirii și-i păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Autorităților țării, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și în toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Drept credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și în toate spor bun și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Pentru rugăciunile tuturor sfinților, îndurătește, mântuiește pe noi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte. S-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Domnul să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, de lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălățăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele zdrobilor tăi. Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru libertatea și demnitatea poporului român, și lepă lor veșnica pomenire. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, să ia cuvântul. Onorată asistență, ne întâlnim aici, în 9 mai, de fiecare dată, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne, reprezentanți ai autorității publice locale și uneori și ai autorității publice județene, onorate fețe bisericești, elevi de la școală, și țin pe această cale să vă felicit pentru că reușiți la acest copii, la acești copilași, să le insuflați acest spirit patriotic îmbrăcându-i atât de frumos în frumosul nostru costum național. Și simpli cetățeni, și de fiecare dată ne pătrund sentimente de bucurie, de recunoștință, de împlinire.
ne pătrund sentimente de recunoștință gândindu-ne că de-a lungul istoriei foarte mulți oameni din această țară au luptat pentru ca 9 mai 1877 să existe. Și aici cred că n-ar trebui să discutăm doar de dorobanți și de cei care au luptat în războiul de independență, ci de toți aceia care au dorit o România liberă și o România independentă. Ne aplecăm cu recunoștință în fața tuturor veteranilor de război, din păcate foarte puțini, și în fața tuturor acelora care au căzut pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial. Și ne bucurăm în același timp că 9 mai 1945 a însemnat ultima zi din această nedorită conflagrație mondială. Și ne bucurăm în același timp că, începând din 2007, România, de la 1 ianuarie 2007, România este o țară a Uniunii Europene. Și dacă marcam înainte de 2007 ziua de 9 mai ca zi a Uniunii Europene, de atunci marcăm această zi ca zi a Uniunii Europene, în care România este țară componentă și cu drepturi depline. Și aici, făcând o paranteză, dacă de-a lungul celor 28 de ani clasele politice din România nu s-au străduit de fiecare dată, adică de multe ori nu s-au străduit să ne unească, ci, rog, când spun clasele politice, ar trebui să mă poziționez și eu oarecum acolo, ci s-au străduit fiecare să arate că este mai bun decât celălalt. Totuși, în acest demers în care România a devenit țara Uniunii Europene, tot ce înseamnă clasă politică de după Revoluție s-a străduit ca acest lucru să se întâmple. Și cred că este momentul de fiecare dată să ne amintim că în toată această adunare politică există și un lucru bun. Și dacă un lucru bun există cu adevărat, există această mare victorie prin care România a devenit țara Uniunii Europene. Să ne aplecăm capetele cu multă recunoștință, să zicem Dumnezeu să ierte pe toți aceia care s-au jertfit pentru țara noastră, și să ne aplecăm cu recunoștință asupra tuturor celor care au făcut ca aceste zile, inclusiv ziua de 9 mai, în care, ca ziua Europei, să se întâmple. Vă mulțumesc! Urmează ceremonia depunerii coroanelor și jerbelor de flori. Gardă, drept! Pentru onor înainte prezentați! Arc! Se depun coroane și jerbe de flori din partea primăriei și consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei. Reprezentate de Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică.
Spitalul Orășenesc, profesor dr. Ioan Pușcaș și Mleu Silvanie. Creștin și Democrat.
comercială Simex S.A. Copiii să depună flori în cinstea eroilor neamului. Artistic, oferit de elevii Școlii Generale Horea, conduși de domnul profesor Traian Albu și acompaniați de domnul Petre Glicoșa. Și nebiruită încă. Oaste mare, oaste sfântă, râde sufletul în mine, inima mea toată cântă. Când îți văflă căi chipeși ca de bronz pe cai gonaci, amintind în măreție pe străbunii geți și daci. Pururea mărieție, oaste mare a țării mele, de șoimiuți cu ochii ageri și cu vulturi pe drapele. Sus pe culmea cea mai înaltă, suiți steagurile toate, să-mi spăimânte cu alor vulturi ale corbilor mari luate. Oaste mare, oaste sfântă, care în veci ți-ai sprânt vrăjmașii și-ai rămas mereu nefrântă. Și carul și loc de coase ia pușca în mâini
dar cu nădejde. Nu vrea hotarul să-l mai calce pas de păguri. Țara e mică, însă e tare, căci are brațe și piept de trier. Suflet cu viață, inima mare, credință în scutul, nădejdea în cer. Dușmanii cale, cu tancuri și cu bilade și cu mințile turbate. Vine Crișul să vorbească, dulce limbă românească, și ne spune de eroi, de prin sate de la noi, cum luptau la datorie, apărându-și sfânta glie. Eu îi mai aud strigând, nici o palmă de pământ la dușman să nu rămână de prin patria română. Că în această scumpă vatră este sfântă orice piatră, orice frunză, orice ram are un sigil de neam. Roa de pe flori albastre e tot lacrimile noastre, roa de pe viorele scropi din geana țării mele. Pe altarul acesta sfânt a pus Horea jurământ și a murit zdrobit de roată, împărțit în țara toată. Iancu, pentru ce a luptat? Din fluier, de ce a cântat? Oare nu de dragul lui, mândrului Ardealului? Mândru serii, vincă-mi
frate, la tronul tău ceresc își pleacă azi genunchii poporul românesc. Când valul ne amenință, la tine alergăm. Când vine mântuirea, pe tine te lăudăm. Pe lumea, pe popoare, de când ne-am pomenit, noi n-am avut pace aici în răsărit. Acuș ne-a fost moșia călcată de păgân, acuș robită limba și legea din mătrân. Părinte, dă-ne nouă neînvinsa arma ta, credința care face minuni în vremea grea. Ajută-ne să frângem cu sufletul senin săgețile dușmane aprinse de venin. Încheagă într-un cuget prin datul tău ce sfânt, să aflăm odată pace în vechiul nostru pământ. Precum ne-ai fost până astăzi, părinte îndurător, îndreaptă pașii noștri și veacul viitor.
domnilor, urmează defilarea gărzii de onoare. Gardă!